Drama Yasminei a început în momentul în care a cunoscut o kinetoterapeută la care a apelat ca să o ajute cu unele probleme de sănătate. De-a lungul timpului, cele două femei au devenit chiar prietene bune. La un moment dat, kinetoterapeuta și-ar fi schimbat comportamentul și ar fi început să o bage în sperieți pe Yasmina. Veți fi surprins să aflați ce ar fi urmărit, de fapt, kinetoterapeuta. În legătură directă cu noi prin Facebook este Yasmina, care ne va spune pe îndelete ce s-a întâmplat între ea și kinetoterapeută. Bună seara, Yasmina! Bună seara televiziunii și bună seara la toată lumea care ne ascultă. Yasmina, eu am citit povestea ta, dar mi se pare incredibil. Adică mi se pare, cum să spun, greu de crezut că există așa ceva. Dar sunt convinsă că este posibil. Hai să le spunem și celorlalte femei, sau mă rog, celor care ne ascultă, da? Nu neapărat femei, ce se poate întâmpla? Iată, tu povestești din experiența ta personală de viață. Te rog, Prietenia noastră a început cu un tratament terapeutic recomandat de cineva, această persoană. Ne-am îndrăgit una pe alta în timp de un an de zile. După 3 luni am aflat că această persoană are un cancer, un cancer la intestin, o chestie care pentru o prietenă, pentru o cunoștință este foarte greu, foarte greu de suportat de la distanță, că o prietenă poate să aibă un cancer care este între viață și moarte. Atât de mult am pus suflet în această situație, încât aș fi renunțat eu la tot pentru sănătatea și fericirea acestei persoane. Nu a fost din partea ei așa, deoarece m-a crezut întotdeauna neîncrezătoare. Nu a crezut în sufletul care l-am pus. Nu am crezut în cuvintele și în suferința mea care era la 2000 de kilometri. Unde te afli, Yasmina? Tu ești... Zine povestea ta un pic de la început, că e foarte important contextul. Până să ajungi la kinetoterapeut, deci tu ești plecată din România de câți ani? 35 de ani. Înțeleg că tu acolo ți-ai făcut o familie, ai fost căsătorită sau mai ești încă? Da. De câți ani ești căsătorită? 26. Ești cu un cetățean italian, da? Da. Ai copii? Nu. N-aveți copii. Acum nu. Înțeleg că ai aflat... înțeleg că ai avut... Ați trecut printr-o mare dramă, da? V-a murit copilul. Îmi pare nespus de rău. Condoleanțe și... N-am cuvinte și nici n-ar vrea să... prea mult pe nimeni nu găsește cuvântul. Sunt convinsă că e foarte dureros. Bun. Ai avut nevoie, printre altele, și de această kinetoterapeută care să te ajute pentru suferințele tale. Dar tu știai că ai suferit de cancer sau că ai avea o boală din asta complicată? Da. Eu da. Și i-ai spus-o și ei, kinetoterapeutei, da? E normal, că la orice prietenă, la o persoană, când te duci la o kinetoterapie, trebuie să spui ce boală ai, de ce te tratezi, de absolut tot. Și ea ce ți-a zis când a aflat că tu ești bolnavă? Deci că îi pare rău, că ea se roagă pentru mine, că o să mă fac bine, că ea mi-a deschis Biblia, am rugat-o de față cu mine, mi-a deschis-o și mi-a spus că trebuie să leșim ca să îmi revin la normal. Trebuie să leșini? Da, trebuie să leșini. Și cum leșini? Așa la comandă sau cum să leșini? Nu, așa este scris. Nu știu cum se leșini. A citit ea în Biblie că ai să leșini. Nicio treabă, probabil. Așa. Gândeam ce treabă are kinetoterapia cu Biblia, cu leșinul. Asta e subiectul. Asta e subiectul. Păi, pentru că persoana este foarte credincioasă și eu am îndrăgit simplitatea, sinceritatea la început, sinceră să fiu, simplitatea, sinceritatea și credința unei persoane. Înțelegem, Yasmina, dar ce te-a făcut să crezi că are puteri speciale? Ținând cont că de la o vârstă de copil, eu am părăsit România, eu nu înțeleg ritualurile românești în sensul că nu oricine poate să citească o Biblie. Ba da, nu Biblia poate fi citită de către orice creștin și de alte religii, bineînțeles, deci oricine poate să citească Biblia. Că nu poate să facă oricine ritualuri cu Biblia și nici nu este indicat să se facă aceste ritualuri, că ele aparțin bisericii și nu sunt niște ritualuri, ci sunt niște... Dar stați un pic,
că n-a apucat să zică nici 10% din subiect. Hai să o ascultăm până la capăt și după aia avem timp să vorbim. Iasmina, hai zi-ne totuși, ți-a deschis Biblia și ce ți-a mai zis kinetoterapeuta? Că înțeleg că ți-a zis și data la care mori. Când trebuia să mori și n-ai mai murit? Nu, i-a scris lui un prieten de-a lui, omul cu care sunt, soțul, i-a scris că nu o să mor până în cuvioasă, pentru că nouă ne-a murit un prieten foarte bun în comun italian și la cuvioasă avea 40 de zile. Cuvioasa Paraschiva, da? Pe 14 octombrie. Da. Așa. Deci, în ziua de cuvioasă făcea 40 de zile. Da. Și i-a spus că nu voi muri până în 40, că nu m-a luat ăla. Dar când ai să mori? Voi trăi și voi muri, pe urmă. Dar trebuie să... I-a spus lui... Ceea ce o persoană străină, o persoană de altă naționalitate, de altă religie, nu poate înțelege decât un simplu fapt că e o demență. E o persoană fără creier, fără... Deci cum pot să spun unui italian, unui american, că eu pe mine în 40 de zile nu mă ia, dar pe urmă trebuie să le țin și să cad jos. Disperați toți de situația că eu voi muri, că eu voi cădea, că mă voi vindeca, am ajuns să cred eu ca persoană că trebuie să mă las în mâinile ei, că viața mea este în mâinile ei. Te-a manipulat, dar cum a ajuns și la soțul tău, când ai povestit că i-a transmis un mesaj chiar soțului tău? Eu când ea s-a îmbolnăvit, când am aflat că are cancer, am spus așa, m-am rugat de sufletește sincer și vă spun cu toată dragostea și cu toată inima pentru toate persoanele care aud că nu sunt bine de sănătate, când am auzit că are un cancer și viața ei e între viață și moarte, am zis, Doamne, renunț la tot. La viață, la tot, pentru sănătatea și fericirea ei, chiar și la omul vieții mele. La orice renunț pentru ea, ca să nu iei, să nu moară. Cine ai zis asta? Tu ai zis asta? Eu am zis. Dar de ce se zice asta? Nu înțeleg. Tot, chiar la viața mea pentru ea. Dar de ce? Dar de ce? Pentru că când vezi o persoană mai tânără ca tine, că se chinuie cu un cancer la intestin, eu am zis că este însărcinată, sinceră să fiu, dar avea ganglioni aia de tumoare. Am înțeles. Așa, și... Pentru o persoană așa, eu viața pentru persoanele care... Deci, e mai tânără, are viața înainte. Nu e o diferență mare de vârstă între noi. Păi și dar atunci... La... Nu înțeleg. Păi nu e diferență mare de vârstă, dar dăm, Doamne, mie ce ia-i ei, dăm mie... Să mor eu, să trăiască ea și n-am nevoie nici de bărbat. Să-l ia ea, să ia ea. Stai că nu înțeleg, Iasmina, stai un pic. Da, aveți dreptate. Păi și ea ce a făcut? Chiar ți l-a luat? Adică ea a luat în serios? Da, ea pentru ea era și pentru ea era este omul vieții ei. Cine? Soțul tău? Da. Păi ce, ei sunt împreună acum? Nu, dar își scriu mesaje. N-a ajuns încă la ea și dacă n-a ajuns la ea, deci nu s-au întâlnit, s-au vorbit la telefon, nu știu ce au mai făcut, dar în schimb... Nu înțeleg nimic. Nu înțeleg. Stați un pic că nu am auzit așa ceva. Deci cum a strânit mesajul, dar n-a ajuns încă la ea, dar eu i-am zis, Doamne, îi dau bărbatul meu numai. Stai măi că nu înțeleg, Iasmina. Deci nu s-au întâlnit, dar au vorbit la telefon. Păi și ce vorbesc la telefon? Dar nu mă întrebați. Dar cum au ajuns? Că asta nu ne-ai spus. Cum au ajuns să vorbească ei? Prima dată cine le-a făcut cunoștință? Pe Facebook. Deci ea l-a căutat pe el, da? Da. Păi și ea ce-i spune lui prin mesaje? Asta nu mai știu. Dar tu i-ai spus lui, uite, o să te caute kinetoterapeuta mea care face niște voodoo cu Biblia și care mi-a spus că o să mor și o să învii de 3 ori și eu îmi dau viața pentru ea și te dau și pe tine la pachet și el a spus, ok, mă duc? Sau cum? Da, asta e curios. Ea a cerut prietenii lui și au început să scrie și am zis, dacă e, du-te la ea, deci nu e nicio problemă pentru mine dacă e fericită și sănătoasă, nu e nicio problemă. Adică înțelegem că ai fi de acord cu asta. Nu am înțeles. Înțelegem că ai fi de acord cu asta, adică soțul tău să se ducă la ea, să aibă dacă o relație cu ea? Dacă e fericită, adică să facă chestiile care să se răzbune pe mine, să mă facă
că sunt nenorocită, că trăiesc cu un om de atâția ani, că a intrat la mine în casă și am draci în casă, că și-a spart capul, a căzut și și-a crăpat capul și a zis că sunt... Poate are ea draci pe ea și a intrat în casă și s-a împiedicat de ceva curat. Nu te-ai gândit invers? Eu m-aș gândi invers. Nu știu de ce să am eu draci în casă, când cred că ea are, dacă îl vrea și soțul meu și tot ce am eu. Nu crezi că poate fi și puțin invers? Da, doamnă, dar și dacă tu crezi că dacă îi dai pe soțul tău cadou, care văd că se duce, chiar se duce, da, se duce unde îl trimiți, așa, crezi că ea va fi sănătoasă și va fi fericită? Crezi că îi va dispărea cancerul ăla? Nu crezi că face ceva rău și din potrivă se îmbolnăvește și mai tare? Adică... A fost operată la Iași și s-a dus absolut, deci este, în, deci este ok acum, este ok, deci este ok. Deci acum așa a revenit, e sănătoasă tun și vrea nu-i mai rămâne decât să-l ia pe bărbată tu, practic. Vrea soțul femeii, da. Da, deci ce a revenit? Dar soțul ce atitudine are? Vreau. Nu v-am auzit, vă rog. Iasmina, soțul tău ce atitudine are față de această femeie? Adică pare că și-ar dori o relație cu ea? Asta nu știu să vă spun. Păi nu l-ai întrebat, nu trăiești cu soțul în casă? Unde e soțul? Nu, e... soțul este în Italia și eu sunt în Austria. A, așa, și ea stată pe ce? Terapeuta unde e? Terapeuta e unde România e? Sau unde ea e? Unde e? În România. Ah, aole. Ne-am liniștit. Am înțeles, da. Triunghiul amoros. Dar de deci, ce ești Italia, tu despărțită de soț? Austria, a plecat? România. V-ați despărțit? Ce s-a întâmplat? Nu. O să alte motive de familie, de când cu copilul, sunt mai multe. Deci, kinetoterapeuta, înțeleg că îi trimitea soțului tău mesaje cu ea dezbrăcată. Poze cu ea dezbrăcată, da? Pe care le-ai văzut și tu, pozele. Da. Păi da, dar și cum le-a văzut dacă tu ea bărbatul tău nu... Păi l-o fi văzut la un moment dat. Și tu bărbatului tău nu l-ai întrebat, mă, dar ce faci cu fata asta? Îi mai răspunzi, îi dai ce gânduri ai? Adică nu l-ai întrebat? L-am întrebat și a zis că ce gânduri are ea. Să-mi întreb eu prietena, de fapt. Și tu ai întrebat-o pe ea? Se iubesc. E omul vieții ei. Asta zice ea. Păi stai puțin, dar zici că nu l-a văzut niciodată. E omul vieții tale, că este soțul tău. Nu înțelegi că e omul vieții tale? Că ești căsătorită, da, cu el? Ba deci da, până să fie omul vieții, tu l-ai făcut cadou. Și el nu știu de ce se duce. Dar, mă rog, asta e altă poveste. L-ai făcut cadou pentru sănătate. Dar dacă sănătatea pentru viața este sal, deci, este, deci nu mai e nevoie pentru viață și moarte să dau tot ce este, dacă ei sunt compatibili amândoi între ei doi, pentru mine nu e nicio problemă. Important e să nu fiu eu persoana aia manipulată să mă nebunească psihic, că ea zice că eu o nebunesc psihic pe ea, că eu joc cu psihicul cu ei, dar de fapt ea joacă cu psihicul meu. Dar de ce, Iasmina, dar de ce nu ai întrerupt toate legăturile cu această exact femeie? Așa este. Iasmina, dacă se pare... soțul este plecat de acasă, deci nu mai sunteți împreună. Deci pare rău, pentru că sufletește, nu mi se pare o persoană atât de rea. Dar știi deci, că ești manipulată. Îți dai seama că ai fost manipulată, tu realizezi lucrul ăsta, dar cu toate astea nu poți să întrerupi această legătură. Da, și nu știu de ce. De-aia am ajuns la voi, de-aia am ajuns să știu o lume, pentru că durerea sufletului meu este nu pentru a mâji numele, nu pentru a strica o reputație a acestei persoane, pentru că fiecare muncim, fiecare ne câștigăm pâinea, doar prin faptul că neîncrederea ei față de mine, în orice cuvânt, în orice conversație, era totul negativ. Deci negativ, eu nu aveam nicio justificare, nu aveam nicio... La telefon, uite cum facem, Iasmina, la telefon avem altă femeie care susține că a fost păcălită de cea pe care tu o acuzi. Bună seara! Bună seara! Ce vi s-a întâmplat, doamnă? Ce să mi se întâmple? Acum câteva zile m-a sunat la telefon, care eu aveam blocată pe doamnă. Și eram blocată și de dânsa, m-a sunat și mi-a apărut și pe WhatsApp peste tot. Nu știu de unde a venit că face dublură ex-prietenul ei sau soț sau nu știu ce este. Sparge paginile de Facebook, mi-au luat toate pozele care le aveam acolo. Deci
nu știu, face ritualuri, ce face, dacă îi spui ceva nu e nimica, ea este care predomină pe tot orașul, ea este mare, are relații peste tot, la Parlament, nu știu pe unde mai... Dar ce, femeia asta ce, e româncă? Dar cum ați cunoscut-o pe femeia asta? Da, e româncă, tot așa mergând la ea la o terapie și... Unde? Ce fel de terapie? În ce oraș e? Ce oraș? Stați să vedem. E în Bacău. Ah, în Bacău. Bine, numai să nu-i spuneți numele. Atât nu și ce terapie face doamnă? Ei, pentru... are kinetoterapie. Ce... asta are, că eu avem probleme cu spate. Păi kinetoterapie înseamnă altceva din câte știm noi. Deci nu are legătură cu recuperare energia, fizică, cu cancerul, da? Cu aia, poate da, erau reiki, poate altceva, în altă zonă. Început, după ce a început cu energiile, cu... Dar spuneți-mi, dumneavoastră, ce rău v-a făcut? Că uite, de exemplu, Iasminei i-a zis, i-a prezis moartea care n-a mai venit. Da, da. Și a zis că ia și bărbatul. Dumneavoastră, ce v-a făcut? Știu, mie mi-a făcut asta, cu clar văzători, mă urmărește unde mă duc. Cineva i-a mânjit ușa cu, sau mașina cu nu știu ce, Dumnezeu i-a murdărit-o și spunea că eu i-am făcut-o. Eu nu am timp de stat cu ea să vin să-i mânjesc ei ușile. Ce știu ce probleme a fi avut ea înainte, cu cine o fi avut, știu ce... Adică vi se pare mai mult o persoană care are nevoie de îngrijiri speciale, nu? Cred că îngrijiri speciale pentru... Păi și de ce n-ați reclamat-o la poliție dacă vă hărțuiește? Dar unde să o reclam, domnul, că nu face nimeni nimic, că nu m-am dus să o reclam, dar am să mă duc totuși. Am spus că mă duc, tot ea este cu reclamatul, cu toate chestiile care nu sunt nicio valoare ceea ce spune ea. Dar ea amenință doar atât cu clarvedente. Cu... Și amenințarea e faptă penală. Clarvedente n-a putut să vadă că și ea va avea cancer, înțeleg, lucru care, Doamne ferește, i s-a întâmplat și a ajuns la operație la spital. Bine că e bine, dar... Uite, prin asta trece și Iasmina, prin asta trec atâtea femei. Ea nu știe ce înseamnă suferința asta, adică cum să-i spui femeii, ai să mori, dar las că-ți iau eu bărbatul ca să nu rămână singurel. Adică cum? Eu, din câte știu, a venit la prietena mea și a băut, a mâncat numai țapănă să dea, ca să spun așa pe românește, și după ce a căzut jos și a spart cap. Și a zis deci că avea femeia draci în casă, nu? Da, trage la măsea, da. Păi asta s-a întâmplat și Iasminei, același lucru. Asta zic. Da, da, da. Bun, dar...